Cele mai recente studii arată faptul că unul din patru români suferă de o formă de alergie, iar unul din trei copii suferă de rinita alergică. Medicii trag însă un semnal de alarmă, alergiile netratate pot avea consecințe grave. În România a apărut o metodă care vindecă total mai multe tipuri de alergii. Având în vedere că este o terapie care se face de peste 100 de ani, putem spune că este eficientă. An de an, ea este tot mai bine ajustată astfel încât putem spune că putem trata pacienții, astfel încât reacția lor la alergen să fie tolerată imunoterapia cu alergen este singura metodă care modifică evoluția bolii, adică face dintr-un pacient alergic unul tolerant. Noi, dacă descoperim pacientul atunci când are rinită alergică, putem stopa evoluția spre astm și astfel dăm o calitate bună a vieții pacientului. Atunci când vine vorba de alergia la veninul de insecte, această terapie este salvatoare de vieți. Sunt două metode. Una este sub formă de tablete sau picături care trebuie administrate zilnic pentru a dezvăța corpul sau sub formă injectabilă. Acest tratament trebuie administrat timp de 3 ani, așa cum pentru a deveni alergic ai nevoie de un timp, așa și pentru toleranță. Tratamentul are rezultate din primul an de administrare, a declarat profesor Carmen Panaițescu, președinte Societatea Română de Alergologie și Imunologie, simptomele rinitei alergice care ne trimit la medic. Trănut, congestia mucoasei nazale, puruit ocular și nazal, tuse neproductivă, dureri de cap, dureri de sinusuri, disconfort cauzat de creșterea cantității de mucus în nas și gât, oboseală, stat generală de rău, senzație de disconfort, respirație șuierătoare, dificultăți de respirație. Relatează Antena3.ro